Suntem din nou în direct, emisiunea Drumurile Noastre, v-am promis, de la fix, vorbim despre tarom. Ce se întâmplă cu tarom? Dacă rezistă tarom? Dacă intră în insolvență sau în faliment? Dacă mai pleacă oameni de la tarom? Dacă... Ce se întâmplă cu tarom? Pentru că vorbim despre o companie națională, la un moment dat, miniștrii transporturilor, nu le mai dau nume, se știu ei care, spuneau că, vezi, doamne, e mândria lor, tarom, forță. E, din păcate am ajuns să ne gândim dacă rezistă sau nu tarom în această piață. Până atunci, primele 2-3 minute vreau să semnalez știrea săptămânii pe parte de tot ce înseamnă aviație, Blue Air. Blue Air trebuie să înapoieze, să returneze ajutorul de primit pe parte de COVID. Statul român astăzi, eu, dumneavoastră, cameraman, operatorul, Sabin din cască, toți românii trebuie să plătească înapoi acel ajutor de stat, inclusiv invitații. Vă prezint invitații, Cătălin Dancu, membru în Consiliul de Administrație Tarom. Mulțumesc pentru prezența. Și vă mulțumesc pentru invitații. Și dumneavoastră o să trebuiască să plătiți din ajutor. Marius Popescu, fost specialist în aviație. Eu tot trebuia să spun fost purtător de cuvânt al tarom, pentru că așa te cunoaște presa pe tine, Marius. Bună seara, bine te-am regăsit. Bună seara. Telefon, dacă îl avem, pe Narcis Pașcu, lider de sindicat tarom. Bună seara. Urmează să-l avem în câteva momente. Domnule Dancu, mă întreb în calitate de avocat, pentru că oamenii înainte de toate vă cunosc ca fiind avocatul Cătălin Dancu. Așa corect. Vă știm noi de mici din reporterie, nu? Așa e corect, da. Avocatul Cătălin Dancu. Domnule, dumneata vei plăti și fiecare român ajutorul de, pe care l-a primit Blue Air? Nu cred. Nu cred. Cum adică? Pentru că, așa cum ați spus mai devreme pe ecran, cu siguranță într-un dosar de DNA, cei care sunt vinovați de această nenorocire a Blue Air-ului vor fi penali pedepsiți și ei vor răspunde. Statul adică român... procurorii DNA, stați-mi să vă întreb altfel. Adică procurorii DNA își vor face treaba legat de acest mega dosar Blue Air? Da. Sunt convins, pentru că dacă... Sunteți avocatul Cătălin Dancu. Da. Trecem imediat la membru... Da, imediat vă spun, da. Acolo vorbim de niște bani publici. Știți bine că prin directiva europeană și prin legislația accesorie, noi când vorbim de ajutoarele astea, vorbim totuși de bani ai bugetului național. O avem pe Chioveși, care stă cu ochii pe noi de unde stă. Avem acolo un corp de control al autorităților cu privire la dezastrul ăsta de la Blue Air. El n-a venit din neant. A venit într-o situație în cascadă de fapte penale acolo. Nu întâmplător, știți că vorbeam puțin mai devreme, de ce nu reușim noi să luăm avioanele de la Blue Air să le punem în flota tarom. Păi da, nu era normal, era normal dacă statul României... Statul e acolo, numai că se pare că inclusiv garanțiile pe care aceste avioane le au în toată procedura asta n-au fost kosher, n-au fost corect făcute. Și până când procurorii nu vor lămuri puțin implicațiile penale, rolul statului de a putea interveni într-o astfel de manieră va trebui să mai aștepte. Dar eu repet, nici eu, nici colegul, nici masă, nimeni de aici nu cred că va plăti un leu pentru aspectele penale ale celor din Blue Air. Ce? Păi împărțim cele 33,84 milioane de euro ajutorul pe care l-a primit Blue Air de la Comisia Europeană, nu? Și câți bani ar veni, domnule Popescu? Adică 5 euro să-i pregătiți la plecare din emisiune, să-i plătiți statului român. Este ceva foarte dificil. De ce? De ce? Speța asta, și maestru Dancu știe foarte bine ce vorbesc, speța asta, în momentul când s-a acordat acel împrumut, a existat o notă de fundamentare care a ajuns pe masa executivului. A ajuns la miniștrii de resort care au semnat acea hotărâre. În 2020. Da. În acea notă de fundamentare s-a arătat clar că legat de acest împrumut este foarte, foarte greu ca împrumutul să fie rambursat. Extrem de dificil. Iar garanțiile depuse sunt total insuficiente. Asta scria negru pe alb în nota de fundamentare care a ajuns cine să fie a făcut semnată. Nota de fundamentare? Această atât. Notă de fundamentare instituția. A avut mai mulți actori. A existat Ministerul de Finanțe, a existat Ministerul Transporturilor, a existat Exim Bank,
A existat și o firmă care face, o mare companie din Big Four, care face puțin audit și la Tarom. Deci se știa că vom ajunge aici. Că, este da. Că fiecare român ar putea plăti pentru Blue Air în continuare. Corect. Și cu toate astea au existat miniștri care au semnat această hotărâre. A existat directori din cadrul ministerului sau ministerelor care au semnat această hotărâre și a existat un prim-ministru, în persoana lui Ludovic Orban, dacă nu înșel, care a semnat această hotărâre de guvern. Cine să plătească, domnule Dvești? Noi, românii, spectatori, dumneavoastră, nu, românii, oamenii, procurorii, poporul. Procurorii Direcției Naționale Anticorupție să-și facă treaba, pentru că aici este o ilegalitate și ceea ce vă subliniez și v-am spus, ultima chestie legată de acest subiect, eu v-am spus următorul lucru. Comisia Europeană se va îndrepta către România pentru a urmări cu atenție ceea ce se întâmplă cu acești bani și cum acești bani vor fi recuperați. Dacă autoritățile nu își vor face treaba, atunci suntem aproape de un infringement. Este clar. Este evident. Da. Blue Air, vom urmări acest caz și chiar săptămâna viitoare vreau să fac o solicitare oficială către Direcția Națională Anticorupție să întrebăm care este stadiul acestui dosar, pentru că știm bine cât timp a trecut de atunci, un an și jumătate, un an și 7-8 luni. Ca multă liniște, da, legat de acest proces. Revin la Tarom, l-am prins telefon și pe liderul de sindicat din Tarom, domnul Narcis Pașcu. Vă salut, domnule. Bună ziua, domnule Edveș, îi salut pe excelența sa, domnul avocat Dancu. Bună seara. Și pe Marius. Nu v-am introdus în timpul subiectului în acest moment pe Blue Air, pentru că sunteți lideri de sindicat la Tarom, unii oameni din Blue Air s-au angajat la Tarom sau nu, asta e altă poveste. Vreau să vă spun ceva în exclusivitate. Aici, pe masa drumurile noastre, aici, în studio, pe masa drumurile noastre, se află un document, n-am voie să spun mai mult, documentul e la domnul Cătălin Dan, cu fiind membru CEA Tarom, evident, nu-i la mine, eu îl arătam. Și înseamnă un document interesant, adică rezultă că Tarom supraviețuiește, că Tarom o să meargă înainte, nu? Așa. Sigur că da, nu știu despre ce document vorbiți dumneavoastră. Taromul va trăi, va exista întotdeauna, fiindcă este cea mai bună companie aeronautică de stat a României. Are personalul navigant, personalul tehnic, personalul comercial cel mai bun din zona aceasta noastră și vom exista întotdeauna și vom ajunge cumva și să fim eficienți. Bun, n-am voie să spun ce document este, dar am voie să spun ce conține. Îmi asum, domnule Dancu, nu? Asumați-vă. Bun. Îmi asum, aia. Domnule Narcis Pașcu, reprezentați salariații Tarom. Eu, din ce am aflat în acel document, scrie că nu vor mai fi sau nu vor exista restructurări. E adevărat? De personal. De personal. Adică oamenii, salariații de la Tarom, nu vor mai fi dați afară, nu vor mai exista restructurări. Nu cunosc acel document, dar aveți dreptate, restructurarea de personal la compania Tarom s-a încheiat. După cum știți și dumneavoastră foarte bine, noi, Sindicatul Unii Tarom, nu am fost de acord cu această restructurare de personal, rămânând la acest moment compania cu număr în jur de 1100 de salariați. 1100? În jur de 1100, 1130, cred că domnul Dacu știe mai exact ca mine. Lucru care duce la o încărcare foarte mare pe salariat, din punct de vedere al sarcinilor și task-urilor avute de fiecare, ținând cont de faptul că personalul navigant nu s-a multiplicat, încă nu există angajări pe personal navigant. Personalul tehnic au plecat din compania Tarom datorită salariilor mici, fiindcă știți dumneavoastră foarte bine, la acest moment angajații companiei Tarom au niște salarii foarte mici. Piloții câștigă la jumătate din salariile care se câștigă în piață. Mecanicii sunt plătiți undeva la 35% la 30% față de salariile care sunt în piață. Există piloți care au plecat la salariu triplu. Noi, Sindicatul Unii Tarom, ne așteptăm ca în acest an, atât excelența sa, domnul avocat, care este membru al Consiliului Administrației, cât și întregul Consiliul Administrației al companiei, să susțină o creștere a bugetului salarial al angajaților companiei Tarom de la actual 12,44% din total cheltuieli, undeva spre 17%, cât ar fi normal pentru compania Tarom. Nu uitați că, așa cum noi susțineam, companiile care sunt în Africa, companii mai low cost,
au un buget de salarii de 23-24% din total cheltuieli. Deci noi, salariații tarom, anul acesta trebuie să ajungem la un nivel decent al salariilor. Vă mulțumesc pentru intervenție. Cu noi a fost Narcis Pașcu, lider de sindicat tarom. Domnule Marius Popescu, înainte de a mă îndrepta spre document, nu dăm numele documentului, nu mai dăm afară oameni? Dar vine următoarea întrebare. Când va mai avea tarom vreun avion nou în viața asta? August 2025. Întrebarea trebuie să mi-o pui mie. Da, august 2025 sosește primul Boeing 737-800 MAX. De cea mai august 2025. Sunteți siguri? Da. În Consiliu de săptămâna viitoare deja semnăm primul contract de achiziție la care vor urma încă 3 avioane de același model, valoare totală de achiziție 60 de milioane de dolari. Ca să răspund și domnul lider de sindicat, că prioritatea pe care o avem în planul de restructurare, ăsta e documentul pe care l-am în față, planul de restructurare a companiei aeriene, se numește documentul. Tarom, arată foarte clar că suntem obligați să asigurăm în colaborare cu angajamentele luate Comisiei Europene înnoirea flotei cu aceste 4 avioane de ultimă generație în cuantumul ăsta de 60 de milioane. Vom începe cu o plată de 12 milioane, trebuie să avem acest cash flow asigurat și bineînțeles că plățile vor continua. Deci prioritatea rămân investițiile, pentru că așa este nevoie și așa e normal. Deci în august 2025 vom avea primul avion nou după câțiva ani buni, 2018, 2019. În 2020 a venit ultimul avion. ATR-urile, da, ATR. Care au fost. Însă, ca să fim așa puțin sinceri până la capăt, este a treia amânare. Maxurile au fost anunțate de pe vremea lui Barbu din 2019. Că vor veni maxurile și este deja a treia amânare. De ce a existat această amânare? Doar a fost în instituție mulți ani de zile, domnule Popescu. Spuneți, domnule Dancu, vă rog. Da? Îmi dați voi, da? Vă rog. Marea problemă a amânării nu ține de conducerea tarom. Ține de faptul că unul din partenerii companiei integrat în procedura de achiziție, concernul Minsheng din China, ca să o spunem clar, nu și-a respectat angajamentele față de companie cu privire la contractele de achiziție, nu și-au respectat obligațiile asumate cu privire la relația noastră cu concernul Boeing pentru achiziția avioanelor. Știți că există un listing de așteptare în construcția de aeronave pentru modelele pe care le vroiam, de pentru care tot Consiliul de Administrație și-a luat angajamentul legal de a acționa în justiție această companie, pentru că numai și numai datorită ei s-au produs aceste întârzieri în livrarea de avioane și noi să ne luăm banii de la ei cu daune mari. Așa e, dar mai că ei sunt niște irlandezi, în spatele cărora sunt acești chinezi, nu așa? Așa este. Dar ăștia au apărut în 2021. Până atunci au mai fost alții cu care s-a vorbit pentru achiziția maxurilor. Deci nu Consiliul de Administrație sau conducerea a avut vreo culpă, ca să fim corecți. Corect. Din punctul ăsta de vedere așa este. Însă eu abia aștept ca Tarom să aibă flotă nouă, abia aștept ca serviciile Tarom să se îmbunătățească și abia aștept ca Tarom să se țină de ceea ce a promis față de Comisia Europeană. Iar acel lucru este ancillary revenue. Noi despre asta trebuie să vorbim foarte mult. Adică cum poate Tarom să facă mai mulți bani pe lângă treaba de zburat, ce fac ei, că duc pasagerul din punctul A în punctul B. Ancillary revenue este foarte important. Marketing este una dintre variante. Ceea ce urmează să facă Consiliul de Administrație și îi mulțumesc Dumnezeu că le-a luminat mințile și nu numai celor din tarom și decidenților, acel tarom tehnic. Îmi permite să prezint numele altor companii aeriene? Există Lufthansa Technic de foarte, foarte mulți ani. Puteți da numele Wizz Air, Blue Air, Ryanair. Oamenii fac foarte mulți bani, nemții, pentru că au externalizat partea de transport aerian Lufthansa și au făcut și Lufthansa Technic pe lângă. Ca divizie separată. Iată că încet, încet și Tarom se deșteaptă și face și Tarom Technic, pentru că există foarte mulți parteneri care operează pe otopeni, inclusiv companii low cost, care doresc diferite servicii. Nu au mentenanță. Și bat la ușa taromului și spun că vor să colaboreze cu taromul, există, pentru că taromul are niște tehnicieni foarte buni. Păi și există acum. Ce ar trebui să se întâmple? Să se va externaliza. Se va externaliza din ceea ce am înțeles. Informațiile pe care le-am adică se separă de Tarom? Vor fi două companii. Da. Taromul Tarom, care e din 54, dar ea de fapt e din 1920, de când Chibulescu
a vorbit în 1919 despre această companie și tarom tehnic. Care tarom tehnic cu hangarul pe care îl are și acolo e o problemă mare. Excelență mare cu aeroportul și mă rog, hangarul nu prea mai e al taromului, dar mă rog, e gaj. Despre asta e vorba. Va exista acest tarom către tehnic. Cine? Către compania națională de aeroporturi. Adică se confirmă ce am scris pe ecran că tarom are datorii față de CNAB. Cel mai mare. Dar nu e un secret asta. Da. Nu e un secret. Ceea ce o tâmpenie. Domnule Popescu, am deschis emisiunea cu Blue Air un ajutor, nu? Corect. Și tarom tot așteaptă un ajutor aprobat de la Bruxelles. Din 2019-2020 da. Așteaptă un ajutor. Suntem în 1 martie 2024. De câte ori ați schimbat planul de restructurare? De 3 ori. Cum? De cât timp stă dumneavoastră în CEA? De 2 ani. De 2 ani. De dinainte să fiți dumneavoastră, cred eu, că s-a mai schimbat. Deci ar fi cam vreo 4 schimbări. Planul de restructurare nu se numește planul, domnule Edveș, nu se numește planul de restructurare. Este planul de restructurare și optimizare comercială. Așa. Tarom trebuie să se optimizeze comercial. Tarom trebuie să facă tot ceea ce este posibil pentru a deschide noi rute. Tarom trebuie, că vorbeam mai devreme cu maestru, vorbeam, Tarom trebuie să redeschidă Dubai. Tarom trebuie să redeschidă ruta către Mykonos. Stai un pic. Tu spui că trebuie să zboare la Dubai. Da, da. Păi da, domnule Dancu, un membru în Consiliul de Administrație, da, închidem Londra? Nu. V-am sunat zilele trecute? Nu. Exclus. Stați un pic, suntem în direct, nu suntem da, în publicitate. Da. Sunteți membru în Consiliul de Administrație al Tarom. Da. Și ați declarat acum în direct că nu se închide Londra. Da, era trecută pe lista asta a propunerilor cu Comisia Europeană. Așa. Dar era condiționată, după cum bine știți, de posibilitatea de a vinde slotul de la Londra, de pe Heathrow. Da, cu vreo 20 de milioane de euro. Nu am acceptat o astfel de situație, pentru că nu e eficientă valoarea. Nu am avut negocierile finalizate cu Virgin Atlantic, după cum bine știți. Și atâta vreme cât noi am cerut o sumă, am făcut niște calcule, ca să știți și asta. Noi am evaluat-o fără niciun fel de rezerve la 36 de milioane de euro. În momentul în care nu primești o ofertă pe care o aștepți, nici nu vinzi în pierdere, nu? Că nu suntem, totuși vorbim de un bun al țării, nu vorbim de un bun personal. Deci Tarom nu vinde slotul de Londra. Da, până la sfârșitul verii. Până când vom avea o ofertă care să răspundă nevoilor noastre, adică realității comerciale, că de asta vorbim. Adică în programul de vară există. Din toamnă nu mai știm. Da. Dacă apare o ofertă foarte bine, Tarom poate să vândă acest slot. Însă, noi încercăm să și închiriem acum. Deci Tarom poate vinde. Ofertele au fost foarte proaste, pe închiriere la slot. Că au vrut să închirieze un an, doi, trei către cine a apărut. Aici a fost o altă discuție. A apărut Virgin Atlantic, dar din ceea ce am înțeles eu, Air France KLM s-a supărat foarte tare că de ce ei, Air France KLM fiind în SkyTeam împreună cu Tarom. Așa, asta odată. În al doilea rând, de ce e nevoie de vânzarea acestui slot? Să nu credeți că e nevoie, că are Tarom foarte mare nevoie de bani. Tarom trebuie, Comisia Europeană obligă Tarom ca și ei să pună o contribuție proprie. 40% din cererea pentru plan. Adică dacă cer 80 de milioane de euro, trebuie să pui 40% din ăștia. Să-i ai efectiv. Noi ca țară, noi ca Tarom, ca Ministerul Transporturilor, așteptăm un ajutor, nu? Da. Așteptăm și noi uităm în sus. Da. Care e valoarea ajutorului? Finală. 80 de milioane. De euro. Euro. Bun. Și statul trebuie să dețină în cont acești bani. Taromul trebuie să țină 40% din cei 80 de milioane ca un fel de depozit, să-ți arăt eu ție. Ca un fel de garanție. Ca garanție că eu sunt apt prin forțe proprii, da? Nu mi-a, dar să fiu apt prin forțe proprii, să arăt că mă descurc ca manager în niște avem situații. Avem acești bani? Păi avem 4 linii pentru acest lucru. Vânzarea Boeing-urilor Airbus 318, iartă-mă, deci cele 4 Airbus 318 la vânzare. Care două stau de pomană. De avem în plan vânzarea slotului de la Heathrow pe valoarea noastră de 36 de milioane de euro, că așa am decis-o în Consiliu ca evaluare. Deci atât costă cel la target. La target. 36. Da. 36 de milioane. 36 de milioane. Nu, când vine mie, nu știu ce. E ceva. De la 20 la 30 și... Da? Mai avem de asemenea în discuție vânzarea avioanelor vechi de la Boeing, care nu o să mai avem nevoie de ele. Și, bineînțeles, al patrulea
Criteriul este achiziția avioanelor noi pentru optimizarea flotei. Deci asta vrea Comisia Europeană de la noi. Da? Plus, noi mai avem optimizare pe reducerea cheltuielilor prin restructurare de personal, dar și prin ceea ce a spus domnul Popescu, realizăm o divizie tehnică, avem calcule, acum, calculele oficiale ale noastre arată că dacă toate flotele care operează în România, că din low cost sau ne-low cost, ar lucra cu taromul pe mentenanță, noi am avea încasări de 180 de milioane de euro numai din mentenanța și repararea, întreținerea lor. Ce nu avem, poate mă aude domnul ministru și în sfârșit mă crede, eu spun de un an de zile, domnul ministru Grindeanu, trebuie să recunoaștem că am mai avut discuția asta, să ne dea înapoi terenurile care erau ale taromului și care acum sunt în curtea autorității aeroportului Otopeni, cu titlu gratuit, să ne punem în măsură să construim un nou hangar care să răspundă standardelor tehnologie lângă cel pe care îl avem. Avem acolo teren gol în care putem construi unul nou, modern, apt să mărească capacitatea de producție și veți vedea câți bani face taromul, exact cum a spus domnul Popescu, separat de ceea ce înseamnă taromul comercial. Aici este cheia relansării companiei naționale din punct de vedere financiar. Dezvoltarea diviziei tehnice. Scriu oamenii de acolo și spun așa, în direcția tehnică sunt 150 de tehnicieni. Cu cine mai muncesc? Și apoi a doua întrebare, cu ce personal? Și a doua întrebare, în planul de restructurare, tot conducere politică? Nu există. Eu sunt politic. Eu țin cont de și de oameni. Greșesc, cu tot respectul. În primul rând, urmează să vedeți și știu asta, că în 2 ani de zile taromul a înregistrat prin mandatul nostru o creștere de 38% a profitului și o reducere semnificativă a cheltuielilor. Pentru că am făcut externalizările serviciilor proaste. Marius Popescu, da? A făcut așa. A făcut așa pentru că poate n-are încă datele cum le am eu aici. Și știți că noi nu putem minți Comisia Europeană. Eu am făcut așa. Da? Nu putem. Haideți să vă zic de ce am asta bașca. Sunteți de acord cu mine, da? Dacă mergem cu, da? Cu minciuna la deci, comisie. Dar apropo de comisie. Dar românul nu negociază direct cu comisia, se duce prin Consiliul Concurenței. Da. O altă aberație. Nu putem, că nu suntem lăsați. Tot respectul domnului președinte. 10 secunde și eu pauză. Însă eu mi-aș dori foarte mult ca la tarom, la cârma taromului, să fie profesioniști sau oameni din aviație sau membri de CEA, așa cum este domnul Dancu, care să știe să facă diferența între Boeing și ATR. Că dacă vă arăt și vă zic de câțiva oameni care au fost pe la cârma taromului, inși au fost, care nu știau să facă diferența între Boeing și ATR. Nu între Boeing și Airbus, sunt acum aceleași motoare. Acum cine e la conducere știe bine. Trebuie să luăm prima pauză, revenim în câteva momente. Da, suntem din nou în direct, emisiunea domnule noastre, vorbim despre tarom. Tarom nu moare, nu vor fi dați afară oameni, are datorii, din păcate. Invitat special Cătălin Dancu, avocat membru în Consiliul de Administrație, a venit cu documentul, planul de restructurare. Dar de ce ziceți că taromul moare? N-am zis că nu moare. Nu moare. Așa. Nu moare. Și datoriile de care vorbim, am spus că vreau moare. Să știți nu un moare. Lucru. Ca să dai o credibilitate pieții, în primul rând, ca și debitor, ai obligația comercială și morală să garantezi. Taromul are acum toate garanțiile asigurate pentru creanțele în relația cu creditorii. Am realizat un plan de reeșalonare, s-au ajuns la negocieri cu ei, suntem în situația în care toate plățile se fac conform planului de reeșalonare. Deci noi am transmis clar în piață. Sunteți cu salariile la zi? Nu avem nicio problemă. Cât aveți remunerație, membru CEA? Toți avem aceeași remunerație la 8.900 de lei. Net. Da. Bun. O întrebare am promis lui Marian Ceaușescu. Marian Ceaușescu, da. Dacă ați auzit de el. Da, bineînțeles că... Salut, Ștefan, întreabă-l pe avocatul Dancu cum a făcut saltul din avocatură în membru CEA Tarom și care este experiența în avocatură și experiența în Tarom. Îi răspund mai bine. Unul din elementele principale. Timp de 3 ani de zile am fost avocatul în cadrul Romaero, deci m-am ocupat 3 ani de zile de activitatea ca avocat la Romaero. În 2011 am pledat la Curtea de Justiție în falimente la New York pentru compania Romaero într-un litigiu de faliment cu o companie americană pentru obținerea de creanțe. Deci știu cum se mănâncă lumea asta, că altfel nu intram, da, pentru cei care ne aud.
Iar alegerea de a veni în Consiliul de Administrație la Tarom a venit nu numai pe acest pedigree, dar și pentru faptul că lucrând foarte mult în domeniul comercial, am putut, prin pregătirea mea comercială, tot Marian Ceaușescu spune cât ați fost avocat, ați atacat Taromul cât ați putut, iar acum apărați Taromul. Nu, eu n-am atacat cât am fost avocat, că nu aveam de ce. Ce am atacat eu și am spus-o la emisiunea noastră de când a venit prima dată, a fost faptul că eu am fost singurul membru în Consiliul de Administrație care am votat împotriva acestui plan de restructurare. Deci nu e o problemă. Am argumentele mele economice și datele pentru care atunci am decis că este ineficient acest plan de restructurare. Și ceea ce Comisia Europeană însă nu e corectă față de România este că, deși ne-au promis, după ce noi am făcut toate diligențele cerute de ei, că m-ați întrebat, dar de ce tot am schimbat? Pentru că în corespondența asta cu ei, am fost obligați tot timpul să reînnoim date, cifre, elemente, documente și noi eram promiși că vom primi banii. Noi suntem în 1 martie, ați spus mai devreme, 2024, iar Comisia nu și-a îndeplinit obligația de a plăti și de a ne răspunde în final da sau ba la acest plan de restructurare. Și când ne răspunde? Bună întrebare, poate cineva de la Bruxelles aude. Marius Popescu, când ne răspunde Comisia Europeană? Comisia Europeană trebuie să dea un răspuns, estimez eu, cam în vreo 2-3 luni. Și a anunțat-o și ministrul Grindeanu. Și a spus că este foarte aproape ca Tarom să primească acești bani, acești 80%. Până la... A confirmat acest lucru ministrul. Da, până la aceste probleme, Tarom trebuie să-și facă ordine puțin și în curtea ei. Păi a terminat. Companiei Tarom, a Taromului. Adică ce ar trebui să mai facă? Da. Ar trebui să mai elimine puțin din găștile care există în cadrul companiei. Ar trebui să mai elimine din neamuri. Ar trebui salariile la personalul TESA să fie puțin mărite. Salariile respective. Găști, neamuri, salarii, ar trebui TESA, ca piloții să fie puțin mai respectați. Numai eu cunosc vreo 5 piloți care au plecat de la Tarom pe salarii aproape triple. Așa este, au piloții plecat. De la Tarom au un salariu foarte mic. Mă refer aici la un comandant cu 10 ani vechime Boeing sau Airbus, dar hai să punem Boeing că sunt mai multe Boeing-uri. Primește într-un vârf aproape 5.000 de euro pe lună. Pe când la Wizz Air, același comandant poate să primească peste 10.000 de euro. Și de ce să nu te duci la un salariu dublu? Găști, neamuri, nu? Companie de stat. Trebuie să spunem un lucru corect. Mai sunt găști? Mai sunt neamuri? Mai știți dumneavoastră că această teza a fost mai problema... Mai sunt găști? No. Mai sunt neamuri? Or fi neamuri, că... E posibil să ai soț. Aveți la Tarom vreun neam, vreo rudă, vreo mătușă, vreun frate, vreo sor? Deci nu aveți neamuri acolo, dumneavoastră. Doamne ferește. Nu ai nicio problemă dacă ai membri de familie care lucrează. Dar când deja te uiți în organigramă și vezi că îi cheamă foarte mulți la fel, dintre cei din organigramă, e logic. Dar de ce nu se face o comparație? Cum au făcut alții care au companii aeriene de stat? Cum a făcut Lotul? De ce nu facem și noi ca Lotul? Cum a făcut Finnair-ul? Cum a făcut Czech Airlines? Cum a făcut TAP în Portugalia? Există un răspuns simplu. Noi am preluat, și când spun noi, spunem actualul Consiliu de Administrație ca formă de organizare, un volum de datorii ale companiei după managementul prost din trecut enorm. Cât era? Era mare, de 200 și peste 200 de milioane de euro. Și acum cât e? Acum mai mult, mai puțin. Am redus-o 126 de milioane. Și ca să recunoaștem asta, datorită măsurilor luate din 2020 până în 2022. Adică s-a făcut un efort enorm. Eu n-am neamuri la Tarom, dar am neamuri la publicitate. Da. Mi-au transmis să iau pauză, revin. Iar. Da, Seminou, direct, mai am foarte puțin timp. Am aflat în pauză o informație în exclusivitate, din nou, faptul că Tarom a renunțat la firma de servicii la bord, firma Uplift. Nu, domnule, am notificat-o pentru... De ce ați dat afară? Nu și-au respectat obligațiile integrale pe care le-au avut în contract. Nu suntem mulțumiți de calitatea serviciilor, nu noi, în primul rând, ci cei care ne scriu, oamenii, piloții, personalul de bord, calitatea serviciilor. Totuși suntem compania națională și cred că avem dreptul să cerem calitate și eficiență când servim pe cei care folosesc Taromul. Nu au fost în stare să ridice la nivelul nostru alții. Deci în momentul de față aveți o licitație? Da, o licitație prin care așteptăm oferte pentru că alții mai buni și mai interesați să colaboreze cu Taromul pentru serviciile pasagerilor.
Domnule Popescu, citesc o ultimă întrebare. Probabil că e o persoană din Tarom. Sunt sectoare în Tarom care ar trebui plătite ca cei din Occident, nu numai cei de la zbor sau tehnic. Este un sector care are o mică companie într-o mare companie, de la partea comercială, contractare operațională, sloturi, planificare, derulare. Niște profesioniști. Charterul, aducătorul de cash flow. Corect, niște profesioniști, iar acolo trebuie făcut, a existat o echipă extraordinar de bună care a performat între 2020 și 2022 la charter, la Tarom, și din nefericire acele persoane au fost racolate de alte companii pentru că erau foarte bune. Ați spus scurt, misiunea Tarom, următoarea perioadă. Tarom stă pe o mină de aur, 16.000 de metri pătrați clădirea de birouri, care este folosit aproximativ 30-40% din capacitatea ei. Deci, practic, din acel spațiu de 16.000 de metri pătrați, sunt folosiți 30%. Dar om poate închiria acea clădire și să-și desfășoare activitatea în continuare acolo. 18.000 de metri pătrați are Tarom de spațiu în incinta aeroportului. De ce nu se face o parcare acolo, pe termen lung? De ce nu se asfaltează acel câmp și se face o parcare în incinta aeroportului pe termen lung? Ai și proximitatea gării. Gara de la punctul Terminus, da? De la aeroport. Care leagă aeroportul de gara de nord. Trenul. Deci, domnule Dancu, am răspuns. Mai am un minut. Un minut. Avem cel mai mare cash flow anul ăsta programat pentru zborurile charter pe 2024. Cel mai mare de când Taromul își revine după perioada de la pandemie, da? Deja, deci avem precontracte cu agenții pentru zboruri dintre cele mai mari valori care vor intra în cash flow-ul companiei. Asta o dată. Doi, clădirea Tarom. Clădirea Tarom are un regim de protecție, a fost comandament german, construit de nemți. Da. Ea nu poate fi decât restaurată în forma așa cum este. Noi ne vom muta. Avem în Consiliul de Administrație o propunere pentru a găsi o locație și ca atare această clădire să intre într-o reconfigurație și o restaurare modernă care să dea exact ce spune domnul Popescu. Informații. Cine plătește renovarea asta? Noi. Tarom. Noi. Da, Tarom va face acest lucru. Păi, dar nu trebuie să facă rost de bani, nu să plătească bani, niște 10 milioane de euro să renoveze clădirea de birouri, detașamentul. Păi, nu mai poate să rămână în nivelul ăsta, pentru acolo că acolo plouă, nu? Exact. Plouă la etajul 3. Plouă în clădirea Tarom. Jumate din etajul 2. Trebuie restaurată în integralitate. Nu se pot face lucrări din acestea de mântuială. Este o lucrare amplă, iar trebuie făcută. Când încep lucrările? Dar de ce nu faceți o licitație? Acum vom ști. Păi, da. Faceți licitație legală, nu? Deți avocat, domnule. Da, e lucrare publică, normal că o să faceți licitație. Nu, o licitație nu... pentru închirierea acelei clădiri către hoteluri. Cum s-a făcut la Varșovia? În Varșovia, în Polonia, s-a făcut o companie de stat care rolul ei asta a fost să găsească hoteluri în incinta aeroportului din Varșovia. Mulțumesc! Vă mulțumesc pentru prezență. Seară faină, ne vedem duminica viitoare. Drumuri bune!